Ce să vă spun, rolul meu l-am socotit la conferința de presă o cheie de boltă, o piatră unghiulară, pentru că cred eu tot ce am construit eu în cei 40 de ani de zile, cele 400, să zic, de reprezentații, peste 140 de roluri, au constituit sau se constituie ca într-un fel de ctitorie a sufletului meu. Știți cum este în Paracliserul, templul acela pe care Paracliserul și-l sudează cu propriul suflet. Eu așa socotesc acest rol, după altele care au fost, și am amintit din tragedia antică, din tragedia shakespeariană, din acest Faust, este suma sumelor posibile. Actorul face dovada, să zic, unor nenaturale trăiri care ating sublimul, dar care ating și grotescul și mizeriile cele mai adânci. Este pentru mine un moment unic în cariera mea, pe care, cum să vă spun, îl socotesc podaba sufletului meu și încerc să arăt publicul atât de minunat de aici, din Sibiu și de pretutindeni, ce mare forță se găsește în Teatru Radu Stanca din Sibiu. Este pentru prima oară când lucrați împreună cu... cu Silviu Burcărete? Nu, sunt la 11-lea spectacol. Am 20 de ani aproape de când lucrez cu Silviu Burcărete. L-am urmat și în străinătate. Am fost în Anglia 8 luni de zile, am fost în Franța 6 luni de zile, am fost în Italia 3 luni de zile, în roluri importante, în Shakespeare, în The Sade, în... așa, tot ce a lucrat la Craiova au fost adevărate capodopere, au luat premii și eu m-am bucurat de premii internaționale cu roluri în regia lui Silviu Purcărete, cu Iona, cu Galeotto din Decameronul, cu Sir Toby din A 12-a noapte, sau cum îi spunem noi, Noaptea de la Sparctul Târgului. Deci cu Silviu Purcărete pot să spun că mă găsesc într-o stare de atunci când sunt în preajma lui, într-o stare de extaz. Îl ascult cu multă bucurie, mă întulbur atât de frumos, mă înflăcărează chiar și creează spațiul cel mai prielnic creației. Ați spus despre acest rol că este o sumă a tuturor rolurilor pe care le-ați avut. De ce? De ce simțiți asta? Păi este suma, pentru că atât filozofia personajului, atât vastele lui trei interioare, prăbușirile lui, nu se găsesc în niciun rol, zic eu, poate cu excepția regelui Ilir. Dar nici acesta nu este atât de tulburător, de fantasm, de imprevizibil, precum este Faust. El care a fost socotit în toate timpurile, știu eu, de la șarlatan la geniu, de la omul care stăpânește ceva din tainele acestui pământ. Evident că actorul care este chemat să pună carne și în această carne să introducă suflet, să introducă prăbușiri, trăiri, poate să-l constituie cheia lui de boltă, suma sumelor. Și mai am o ultimă întrebare. Ce ar putea să descopere spectatorul fidel lui Ilie Gheorghe, care v-a văzut în multe spectacole, ce ar putea să descopere nou în jocul dumneavoastră? Da. Eu cred că poate să descopere profunzimea cu care eu am înțeles structura acestui personaj și prin mine înțelege povestea personajului, care, dacă e în literatură descris într-un ocean de tomuri, de data asta în doar 2 ore, îi se limpezește, ca să spun, relația lui Faust cu propriul spirit, cu Dumnezeu, cu diavolul. Vă mulțumesc din suflet! Ce faci aici? Îmi pregătesc de repetiția cu public la Faust de Goethe, în Hala Simerom. Sunt muncesc la uzină. Sunt actor la Teatrul din Sibiu. Care este rolul tău în acest spectacol? Pentru început suntem mai mulți Wagneri, iar pe urmă facem parte din corul acela măreț de 70 de persoane. Este pentru prima oară când lucrez cu maestrul Burcărete? Da, este pentru prima oară când eu lucrez, când particip la un spectacol al domnului Burcărete. Ce are în plus față de alți regizori? Fiecare om e o individualitate și o personalitate.
fiecare regizor e o individualitate și o personalitate. Nu vă spun eu ce are în plus. Mie mi se pare că e foarte duios. Mulțumesc tare mult, să-mi spui numele tău, te rog. Cu plăcere, Bogdan Sărătean. Pe România, Corina. Asta nu e o întrebare pentru acum. Deci nu asta este întrebarea, altă întrebare. Știu că sunteți unul dintre cei 70 de Wagner. Da. Și ce să spun? Ce e? Nu-s pregătit să răspund la o întrebare acum. Când pomul înverdește, bătrânul grădinar știe că flori și fructe la anul va produce. Pune-l pariu! Pierdut va fi, de clar. Dacă îmi veți da consimțământul să-l duc pe drumul meu treptat. Cât timp trăiește colindând pământul, de nimeni nu vei fi împiedicat. Greșește omul câtă vreme aspiră. Vă mulțumesc, căci nu mă prea inspiră să am doar morți tot timpul ca vecin. Mai mult îmi plac obrajii frageți, plini, pentru un cadavru.
piazza ubriaca. Oh, filosofia, dreptulci medicina am studiat, și din păcate chiar teologia, temeinic și cu zel înflăcărat. Și acum, prietene bune, s-au trăgut la fel de prost și de înțelept de cum am fost. Magistru-mi zic și doctor chiar și de vreo 10 ani măcar îmi duc mereu discipoli de nas. Dar nu putem să știm nimic. Ce mă întrebe aceasta, acolo e ușa, dincolo e fereastra.